Îți mulțumesc frumos că ți-ai făcut timp și că m-ai băgat așa de scurt. Dar cum să nu-mi fac? Ne știm de o căruță de ani. Da. Și de când a venit cu motanul la tine, zici că am tinerit. Serios? Ce mă bucur, era un motan foarte simpatic. Da. Știi care e faza? Ginecologii sunt foarte mulți, dar voi urologii sunteți mai rar ca diamantele. Vorbesc serios, nu înțeleg de ce. Așa nu e. Nu înțeleg de ce se întâmplă. Da. Doare? Nu, scuze, nu, nu doare, doar că ai mâna rece și mult gândil. Acolo, acolo simt o jenă constantă, să știi. Sexul e normal? Mi-ar plăcea să spun că sexul e sălbatic, dar nu e deloc. Am înțeles. Nimic. E praf, am înțeles. Zero, am înțeles. Neant, pulpere. Am înțeles. Mă bucur că ai înțeles. Este clar. Ce este clar? Sper că nu te superi dacă chem rezidenții. Cum? Haideți încoace. Cum este? Măi, ce faci? Stai cu minte, nu te mișca. Stai cu minte. Palpați pe rând. Vreau să-mi dați diagnosticul fără ecograf. V-ați lămurit? Ia spune. E spermatocel, sigur. Bravo, perfect. Și ce este un spermatocel? Un spermatocel este un chist testicular care se dezvoltă în epididim din cauza că este un blocaj al spermatozoizilor. Am avut și eu un caz ăsta la un local afgan și de-aia... Taci, nu le sufla. Ok, scuze. Ce tratament îi recomandați? În maxim 5-7 zile, din ce am văzut eu, trebuie să faceți sex, altfel problema devine gravă. Și va trebui să tăiem pentru a îndepărta problema. Ok. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, nu trebuia, dar... Hai, vă mulțumesc, nu? Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Nu trebuia, vă mulțumesc mult. Pune-mi unde tot, Johnny, ajută-mă și pe mine, fă-mi și mie legătura cu fata, cu o doamnă, cu o femeie, cu o tinișoară, cu cineva de sex feminin. Pentru că ajung la operație și mi-o zis. Înțelegi, dar ce legătură are asta cu... Are legătură, că eu n-am mai făcut ce face un bărbat. De mult timp n-am făcut și e jale, s-a făcut ca un... Da, nu, e jale tare de tot, îți spun serios. De-aia voiam să te rog, că tu știi foarte multe femei și... Da, poate găsești una. Nu trebuie să fie, mă rog, și cu apă sau chioară, dar nu cont. Să ai, fie disponibilă pentru mine. Tu ești o vedetă, sunt de măricică. Aici nu te contrazic, dar... Wow! Lasă-mă să beau o cafea să mă gândesc. Te rog. Oricum, am impresia că ne-a auzit toată lumea. Auzi? Între Johnny și operație, eu aș alege bisturiu. Da, se pare că ne-a auzit toată lumea. Da. Chiar e gem? Calamațele încurcate. Wow. Băi, e incredibil, dar din câte gagici am pe aici prin telefon, nu și-au mai plătit telefonul sau de ce nu-mi răspund? Că... Și-au plătit telefonul, ți-au dat bloc ție. Să-mi dea bloc mie? Ce vorbești? Ți-au dat bloc, nu. Ce vorbești? N-am nicio șansă. Sunt mort. Emilus, mort, efectiv. Scoate telefonul, arată-mi lista ta de găgici din telefon să vedem ce... Nu știi ce putem găsi acolo, te rog frumos. Fai să râd foarte tare. De ce? Ai timp? Că încep să le enumăr, fii atent, da. Ești pregătit? Da. 1. Nevastă mea, care săraca a murit, Dumnezeu să ierte. 2. Crenguța. 3. Martina mafioata. Și ce să vezi? Altele nu mai sunt. Atât? Punct. Emiluț, vezi că de aici vine problema. Care e problema? Problema e că tu nu ești vânător. Emil, tu nu ești vânător. Chiar nu sunt vânător. Păi fii atent. Atunci când ești vânător, trebuie să ai pușca tot timpul pregătită. Trebuie să o ai la picior. Înțelegi? Tu n-ai cum să te duci la vânătoare acum de căprioare cu pușca înfundată. Bă, nu sunt vânător, eu sunt medic veterinar. Nu înțelegi că eu nu-mi pușc căprioara, eu salvez căprioara. Așa am fost învățat. Nu știu, n-am. Ascultă-mă un pic. În situații de-astea disperate trebuie să avem o rezolvare disperată. Care e rezolvarea disperată? Pleci cu mine acum la țară. Eu ce faci în țară? Mergem să scoatem ghemul de acolo.
Hai, rămâna, vă pop! Băi, Johnny, mi-e rușine, mă. Pe serios, nu cunosc, n-am scos-o și eu la o cafea, nu știu cum o cheamă. Emiluț, băi, tu ești inconștient. Tu vrei să ajungi la operație? Pa. Intri înăuntru. Băi, intri înăuntru, te lași pe spate, închizi ochii și crede-mă că în cazul tău se termină tot într-o secundă. Crede-mă. Nu pot. Au zis pe culor. Ochelaristul ăsta nu e ăla de data trecută, de a fugit? Ba, e elefată. Tu trebuie să fii taxat dublu. Cum? Eu dublu? De ce eu dublu? Nu mi se pare deloc ok. Nu mi se pare deloc ok. Aș vrea o condică de reclamație. Aș vrea să scriu o reclamație în momentul ăsta. Nu mai iertați. Emil, te rog frumos. Scoate banii și hai să rezolvăm treaba cât mai repede. Am treabă. Trebuie să ajung la psiholog al lui Tibi. Te rog frumos. Acum. Hai. Okay. Scuze. Ok, scuze. Sărăt mâinile. Așa e bine. Da. A, și o să te rog să fii blândă cu el, că el a început și nu prea știe cum stă treaba. Și să ai grijă de el pentru că e o urgență medicală. Da, da, da. Da. Da? Hai, Emil. Hai, stai-ți, mă. Hai, aici? Da, aici, unde? Ba, te relaxezi și... Da, vină, mă, o dată, că mai am treabă. Hai că până îl tratează pe prietenul meu, mai ușor pe aici, pe la voi, ce ați mai făcut. Cum să nu râd, că știu că Lili e și ea cu urgență medicală acolo. Emiluț? 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 Măi, poftim? Hai să mergem. Unde să mergem? S-a contramandat, gata, hai. S-a contramandat? Da. Unde s-a contramandat nimic? Lasă-mă să termin ce am început. Ascultă-mă ce zic, hai să mergem acum. Lasă-mă să... am treabă. Să nu spui că ai făcut ceva. N-am făcut, dar lasă-mă să mă fac. Emiluț, nu faci nimic. Hai să plecăm. Te rog eu frumos, ascultă-mă. Nu se pleacă nicăieri. Îmi place foarte mult. Fata e o fată de zahăr. Zahăr vanilat. Zahărul dăunează grav sănătății, înțelegi? Păi tu ești țăcănit, nu m-ai chemat-o aici. Păi tu ești proaz, mă. Tu te iei după mine, mă. Te cream băiat deștept. Te rog frumos. Deci urmează, nu mai lasă-mă în pace, te rog frumos. Emiluț, ascultă. Mă, tu n-ai treabă să te mai plimbi și tu pe aici, pe unde, uite ce frumos. Dacă nu mergi cu mine acum, spermatocelul e ultima ta problemă. Adică? Adică o să faci pipi și o să țipi. De plăcere? Nu, de durere. Acum înțelegi? Lasă-mă în pace!